Sălășenii sunt atenționați că locuințele considerate monumente arhitecturale trebuie protejate. Construcția unor clădiri moderne care presupun utilizarea de sticlă și oțel în apropiere fiind strict interzisă. Mai multe detalii are colegul meu Adrian Lungu. Doamnelor și domnilor, mă aflu pe una dintre cele mai cunoscute străzi din municipiul Zalău, așa cum este cunoscută ea în termen popular, Strada Republicii, mai ales înainte de 1989, locul poate unde se găsesc unele dintre cele mai vechi case din municipiul Zalău, unele considerate adevărate monumente arhitecturale. Reprezentanții Ministerului Culturii atrag atenția însă că lângă aceste case nu pot fi construite elemente arhitecturale care presupun sticlă, oțel, oglinzi și lista poate continua dintr-un motiv cât se poate de simplu, pentru că este o zonă istorică ce trebuie protejată din toate punctele de vedere, inclusiv acele case vechi care trebuie restaurate. Constructorul trebuie să țină cont de o serie de specificații foarte clare care sunt prevăzute de legislație în vigoare, astfel încât lângă o casă veche, spre exemplu cum este aceasta, nu poate fi construit un bloc din sticlă și mult oțel din motive lesne de înțeles.